Cele mai ieftine jocuri și skin-uri le găsești pe gda.com, link-uri și codul de cashback sunt în descriere. Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou SMP de Minecraft. Suntem aici cu o grămadă de băieți. Îl avem pe Ase Mădălin. Salut, salut. Îl avem pe Ganicus 96. Răzvan Oprea. Salut, salut. Andrei. Q-Pain. Ciao. Same Hawk. Geleu. Hey. Mamă, dar e ciudată prezentarea asta. Hai, noroc. Dani Den. Salutare tuturor. Sal. Și Cristi Ro. Aaaa! Gata, asta a fost prezentarea. Hai mă să explicăm ce e serverul ăsta. Ok, ce facem în seria asta, Max? Bune, ne te rugăm. Serverul ăsta e un server... Da. Cristi, nu te mai băga. Ok, deci ăsta e un server SMP de Minecraft, ca pe vremuri, se numește Breasla Titanilor și suntem, cât suntem în total oare? 14 suntem. 14 mai suntem mulți. În total. Mai o să suntem aici, o să ne facem case, o să facem ferme, o să îl spawnăm pe Herobrine, o să facem o grămadă de chestii. Nu uita de identitate. Mi-e frică. Identitatea 301 sau cât era? 303, mă. Băieți, mie mi-e frică, ce să fac? Omoară porcul. Bă, da, avem o spawn. Să pot în pace. Nu, no, deci ne apucăm de treabă, ne... Da, gata. Da, ne apucăm da, de treabă, da, da. Fiecare o să meargă pe cont propriu și baftă în viață. Doamne ajută. Ok, Doamne ajută. Noi să vin sănătoși. Ok, deci am rămas aici, urma să ne căutăm noi un loc să... Opa, așa, hai că am avut shader, da, da, da. Să ne stabilim, o să vă rog să-mi spuneți în comentarii un shader destul de ok, pentru că am Seus V11, doar că e destul de nașpa și îmi face lag și nu înțeleg de ce. Bun, o să trească să găsim un loc de locuit, să găsim niște mâncare, văd că nu e pic de mâncare pe aici, pic de animale. Aoleu, uitați-vă și voi cum face shader-ul ăsta, doamne. Uite, flori, dar nu pot să mă hrănesc cu flori, frate. Eu vreau un câmp cu mulți porci, cu d-astea, știi, așa să pot să mănânc și eu ceva. Unde aș putea găsi? Adică pe aici aș găsi, știi? Eu am ideea, am o idee în cap de o casă, știi, doar că întâi am nevoie să mă stabilesc undeva așa, temporar. Uite, acolo s-a dus cineva, frate, dacă aș lua și eu niște mâncare de acolo, oare s-ar supăra cineva? Bă, nu găsesc pic de anima... Ia, uite, am găsit, gata, s-a terminat. Bun, deci am avut o casă, mă rog, o casă, mi-am săpat eu undeva o chestie acolo, doar că am murit noaptea pentru că m-au atacat niște zombi și nu eram pregătit și chestii. Bă, mă enervează rău de tot shader-ul, hai să luăm Seus V11 și jucăm așa cu el. Deci uitați-vă cât de bine arată shader-ul ăsta, doar că face lag și nu știu de ce, uitați, am 85 de frame-uri, dar îmi face lag pe OBS, nu înțeleg de ce. Stați să dăm asta, poate așa merge mai bine? Nu, tot nu merge bine. Ăsta e fain. Dar e un pic prea luminos așa, știi? Asta mă enervează, dar e ok. Ce e aici? Știu peștera asta. Hai că nu prea mai avem mâncare, ar trebui să ne grăbim cu lemnul ăla. Opa, stai că am avut și o mână. Trebuie să ne grăbim cu lemnul ăsta, am găsit porci acolo. Asta e bine. Stai. Ce shader am? Ok, deci pot să mă dau cu render distance-ul mai mare. Așa, perfect. Luăm niște lemn, omorâm porcii aia, mâncăm. Foarte important. Și ne facem noi niște unelte de bază, niște mâncare, ne luăm niște resurse ca să putem pleca la drum. Pentru că am în plan o casă foarte, foarte tare pe care o să facem noi în mai multe live stream-uri. Nu știu, am așa un chef de Minecraft, vreau să joc, doar că e foarte greu la început, știți ce zic? Ok, hai să facem noi așa, punem niște lemn din ăsta, facem așa, facem un crafting table, pac. Mergem jos aici, în peștera, nu știu cui e ăsta, bun, facem așa, un târnăcop, bun, avem târnăcop și acum spargem... niște bucăți de piatră, luăm mai multe bucăți de piatră ca să ne facem unelte și să ne facem și un furnace. Nu știu cât o să ne trebuiască, uite, luăm și... Pot să iau căulul cu ăsta? Nu sunt sigur. Mi-l dă? Îmi dă unul, parcă la ala de piatră nu-mi dădea mai multe, ia stai să văd.
Parcă îmi dădea mai mult căul. N-am mai jucat Minecraft de foarte mult timp. Na, nu-mi dă mai mult. Chiar n-am mai jucat Minecraft de o groază de timp. Și mi s-a făcut așa un pic dor, știi, de Minecraft, de back at the old days. Poate mai jucăm și niște Skywars, niște ceva. Cum făceam înainte, uite, niște iron, ok, e bine, așa pentru început. Nu știu, deci noi am început să filmăm, am făcut introducerea undeva pe la ora 3:30. Și acum e ora 9 seara, nu știu. Atunci mi s-a luat cheful, nu știu de ce, nu mai aveam niciun chef să joc. După ce am murit, m-am enervat și am ieșit. Dar acum chiar am chef. Cred că o să mă joc așa mai mult, filmăm un episod 2. Doar că dacă mâine vreau să fac live stream, nu prea merge, așa că o să fac episodul ăsta mai lung sau ceva, habar n-am. Sper totuși să nu vă plictisesc pe voi, pui mei. Stai că luăm și coal-ul ăsta, ce facem? Lăsăm coal-ul aici, de pe o mană? Să-l ia altcineva, e coal-ul nostru! Așa, bun, perfect. Uite, o să luăm și torța aia. E acum, acum e a noastră, perfect. Luăm și ăsta, doar că trebuie să luăm mai mult mai mult cobblestone ca să ne facem unelte și tot. Nu vreau să stăm foarte mult prin zona asta. Hai să vă zic așa o idee mică de ce am eu. Voiam să construiesc stai. Așa. Vreau să construiesc un fel de vilă, un fel de casă mare pe marginea unei ape, știi? Un râu ar fi foarte genial dacă am găsit un râu. Dar dacă nu un lac, ceva mare. Bun, hai că am luat din ăsta și o să trebuiască să omorâm noi porcia, pentru că deja nu mai pot să alerg, știi? Asta e destul de nasol. Avem căul, asta e foarte, foarte bine, ca să nu folosim lemn când ardem mâncare. Uite acolo porci. Ia uite, deja nu mai pot să alerg, ceea ce e destul de nasol și avem puțină viață. Ar trebui să ne grăbim. Haide, așteptăm să facă și iron-ul ăla pentru că nu vrem să irosim. Ce naiba mă pune niște căul aici. Bun. Oh, ne trebuie să luăm iron-ul. Bun, perfect. Bun, deci o să trească să mai luăm niște lemn rapid și să ne ascundem sub asta și să minăm. Ceea ce nu va fi deloc distractiv, dar hei. Ce e asta? Ce? A, s-a mortu că merge să faci asta. Lol, îți craftează singură, cât de tare. V-am zis că n-am mai jucat Minecraft. Bun. Am mâncat, avem hunger-ul full. Hai să luăm niște lemn. Porcii putem omorâ ziua următoare, nu-mi fac griji de asta. Îmi fac griji că nu vreau să murim. Nasol că n-am găsit încă oi, dar o să găsim. Dacă nu, o să rugăm pe cineva să ne dea 3 bucăți de lână. Nu cred că ar fi o mare problemă. Deja a găsit cineva diamante, n-o să zic cine, dar vă zic că a găsit. A, de fapt, stai mă, că dacă vă zic oricum a apărut episodul, deci degeaba. De fapt, hai că nu vă zic. Nu vă zic, sunt așa mai rău, știi, nu vă zic. Bun, lemn, mai luăm lemn? Hai că mai luăm niște lemn, niciodată n-ai prea mult lemn. Și oricum, pentru casa aia o să ne trebuiască foarte, foarte mult lemn, deci o să trebuiască să plantăm copaci. Vreau să ne facem cea mai tare casă de pe server, frate. Cea mai tare, să fim noi, ăi mai șmecher. Să vină toată lumea la noi. Oricum nu prea ce faci cu o casă așa mare Minecraft, dar de ce nu, știi? Punem aici la intrare crafting-ul, cum fac eu în absolut orice mapă de Minecraft. Să facem așa, pac. Facem niște bețe ca să avem. Să ne facem și torțe dacă o să avem nevoie. Ne facem o lopată de piatră momentan, nu prea avem nevoie de ceva mai sofisticat. Bun, și acum hai să ne ordonăm 1, 2, 3, 4. Ăsta aici, torța aia în mână. Ne mai facem niște de-astea pe parcurs dacă e nevoie. Să punem și furnace-ul, uite, aici. Bun. Punem niște blocuri la îndemână, căulul acolo. Altceva? Mâncarea asta o punem la prăjit, uite aici frumos. Și putem pleca în aventura noastră de minat. Să vedem dacă găsim ceva interesant sau nu. Fac acum webcam cu DSLR-ul să-mi spuneți ce părere aveți. Eu cred că se vede super, super mișto.
față de celălalt webcam, mai ales pe seară. Ziua nu prea se vede diferența așa mare, dar seara când filmezi o diferență foarte, foarte mare de calitate, gen nu se văd atâția purici și chestii. Chiar dacă mă văd un pic în lag, pentru că e o conexiune cu USB și așa, nu e gen filmare direct din DSLR, dacă ar fi, ar fi super tare, doar că ar dura extrem de mult la editat. Nu știu, să-mi ziceți cum se vede, dacă meritor, cum nu o să fac așa la toate videoclipurile, pentru că, gen, dacă folosesc așa mult, o să se strice și nu prea vreau chestia asta. Hai să punem și iron-ul ăsta aici, pentru că e tot coal-ul ăsta aici și arde așa de pomană. Bun. O să trească să sparg toate astea, că dacă vreau să cobor în mină, o să mor. Până urc și până cobor la viteza aia. Avem și puțină mâncare, avem și o torță. Bă, da... Mai trebuie torțe. Că dacă merg cu ea în mână o să fie întuneric și s-ar putea să se spawneze mobi, nu știu sigur. Nu știu, dăm 5, așa, dăm 5. Punem așa, așa. 20 de torțe ne ajung mai mult ca sigur. Care faci, mă, hi-hi-hi la mine? Witch-u! Eu plec de aici! Nu, de alta, dar să-mi fac și târnă cop, să mai ducem astea sus, să vedem ce facem. Da, deci. Luăm iron-ul ăsta, punem iron-ul ăsta nou și ne facem un târnă cop de iron. Uite așa. Perfect. Ce mai trebuie să ne luăm? Torțe avem? Torțe? Câte torțe avem? 19. Bă, hai să ne mai facem, hai să ne mai facem încă un târnocop. Sau? Vine dimineața, de fapt nu ne mai facem nimic, că vine dimineața. Bă, da, cred că o să mai stau pe aici prin zona asta să mai minez și după o să plec, după ce mi-au foarte, foarte multe resurse, știi? Stai, întâi hai să... Să explorăm toată chestia asta. Deci ăla-i witch-ul de acolo, nu vreau să nici să mă pierd. Coal, vreau coal. Îmi trebuie coal pentru... Ia uite mă mâncați ăștia, am auzit. Ia uite-l. Ia vino! Pac, ți-am dat! Bucat! Bucat! Hai, pac! Oh shit, mai vine unul. Ia de aici. Bun, până vine ăla, noi mai luăm niște coal. Oh, alo, nu mai am de-asta. E bine că e mult coal și putem să ne facem torțe și să prăjim chestii. Bă, SMP-ul ăsta... Eu zic că o să fie foarte tare, să spuneți în comentarii ce părere aveți despre el. Cred că o să fie foarte reușit pentru că e cu foarte mulți youtuberi mari și... E așa... și ideea a fost să fie ca în timpurile vechi, gen breasla haiducilor... Sau breasla... Nu, sau mai era titanii, nu mai știu ce era... Simite când eram eu, nu exista, adică eram pe YouTube, dar aveam foarte puțini abonați și mă uitam, știi, și eram, wow, coai, vreau și eu să fiu într-o serie cu YouTuberii ăia, știi? Și sunt cam aceiași, Ganicus, Max, sunt cam aceiași YouTuberi de pe vremea aia. Și chiar e foarte, foarte tare să fac, să ajung în seria asta, chiar mă bucură foarte tare chestia asta. Să spuneți ce părere aveți. Așa. Oricum episoadele astea o să le facem mai lungi și vreau să mă acces mai mult pe live stream-uri, știi? Că așa mi-e urât să vorbesc singur și să minez, să fac chestii, știi? Așa pe live stream mai îmi dați voi o sugestie, mai pune un bloc acolo, mai fă o daia, știi? Aceea s-a terminat? Da. Ok. Putem ieși afară? Vrem să ieșim afară? Nu cred că vrem să ieșim afară. Bă, zice, îmi place chestia asta foarte mult cu ținutul torții în mână, știi? Deci mi se pare prea, prea tare. Să ne vedem ce-i pe aici. Uite, hai să omorăm uiciul ăsta. Să nu dea cu ceva de ăsta noi. A dat deja. Bă, dar nu moare. Mă enervează, frate, update-ul ăsta la bătaie, știi? Că... Mamă, să-mi bapă dacă nu mă pierde pe aici. Alo, 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 cât mă ține ăsta? Bă! Cum văd cât mă ține poison-ul? Apăs pe ăsta. Ah, 20 de secunde. Bă, ești prost 20 de secunde!
Ești ratat? Bă, 20 de secunde și... 20 de secunde și jumătate de inimă, ești prost? E groaznic. Vai de viața mea. Uai, ce mi-a dat-o, bom. Ok, hai că suntem bine. Suntem bine, calmați-vă. Bun, hai că am luat niște inimioare, acum putem să ieșim. Bă, nu știu ce să fac, dacă să mai explorez pe aici sau să cobor. Dar, pentru că nu vreau să mă pierd, știi, asta e ideea. Pentru că dacă mă pierd pe aici, e groaznic să ies. Și mai am 4 bucăți de carne. Și nu vreau să-mi dau kill pentru că mi-am făcut un pic de item așa. E deja zi, hai să mai luăm niște lemn și minăm noaptea, cred că ar fi o idee foarte bună. Uite că ni s-a mai făcut iron, nu mai punem. Da. Nu ne mai trebuie torțe, o să arătăm ca ultimii proști cu torța în mână. Bun, mi-aș face un, cred că o să-mi fac un chest plate, știi? Să am așa dacă e ceva cu bătaie, cu mobi, cu dalea. Bun, hai să ne luăm acum foarte multă mâncare și foarte mult lemn. Și poate după vreo 2-3 nopți o să putem pleca. Vreau să am ceva stacuri bune de iron, piatră, stone și chestii, știi? Bă, dar de fapt, nu, că ne facem casa acolo. M-am hotărât. Dacă nu e la spawn point-ul, știi? Dar nu cred că e spawn point-ul, dău. Ar fi urât, că nu ai voie, n-am avem voie să ne facem casă la spawn point. Hai să luăm lemn. Vreau să, de fapt, cred că o să ne trebuiască să luăm și lemn alb. Da, o să ne trebuiască și lemn alb, deci o să luăm. Vai, de ce nu mi-a făcut eu târnă ăsta topor de iron? Da! Nu! Stai, nu pleca! Am nevoie de tine, cum atrag asta? Cum atrag? Zi-mi, te rog, că cu Sid. Cu Sid. Unde-i? 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 Aici. Oaie, 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 vino cu a. Te atrag? Cu d-asta? Cu d-asta. Te atrag? Nu. Dar te împing până la mine acasă. Și te țin acolo. Singura oaie de aici. Singura oaie din cartier. Aolo! Bă, proastă, mai ieși, mă, mâncați și să mor eu dacă... Bă, oaie. Vai, am omorât oaia. Vai, și nu mi-a dat, nu mi-a dat lână. Da, ce prost. Bă, dar voiam să o împing frumos până acolo, o băgam într-un țarc și dădeam cu foarfecele, știi? Dar nu, că ea moare. Noi avem oi, multe. N-am ce fac cu carnea de oaie decât să o mănânc. Dar așa îmi făceam și eu un pat, știi? Adică... Bun, deci am găsit și casa noastră veche. M-am mutat pe filmare și am schimbat și camera pentru că cealaltă se încălzea. Și nu prea îmi plăcea chestia asta. Am zis că bă, poate o stric, așa că hai să... să o jucăm safe și să o facem cu camera normală. Care totul se vede surprinzător de bine. Hai să minăm în continuare. Ne trebuie mâncare. Din astea nu prea mai avem, dar ne facem pentru că avem. Ba da, mă, mi-a dat lână aia. Ce bine, ce bine, ce bine. Hai să ne mai facem noi în câteva torțe. 4 ne ajung 4 astea, 22, dar trebuie să ne ajungă momentan. Dacă nu, mai avem lemn la noi, nicio problemă. Perfect. Mai minăm un pic în jos, vedem ce mai găsim, poate găsim niște diamante, nu prea cred. Deci cred că o să mai minez un pic noaptea asta și după o să mă duc la locul de casă unde vreau, știi? Să, cum îi zicem, să-mi pregătesc eu acolo tot, să-mi pun eu niște chesturi, niște de-astea, așa. N-am mai fost pe aici? N-am mai fost, da, nici nu prea am chef să... Să merg. Uite și mai punem un bloc aici. Perfect. Nu prea am chef să merg aici momentan. Vreau să ajung cât mai jos.
la un strat destul de ok pentru a găsi diamante și am dat de dirt, fuck. Și am dat de piatră, ciudată, și de dirt, și de piatră, și de piatră. Ok. Da. Deci o să încheiem episodul imediat și o să ne vedem practic în seara asta când o să vă urmăriți voi pe un livestream, cred. Cred că o să facă toată lumea din serie un livestream. Ba nu, chiar stai că mulți îți plecați la mare, deci ar trebui să profit de chestia asta. Nu știu, o să văd. Bă, Dan, update-ul ăsta nou, mă, nu-ți scrie și cât e ceasul? Parcă-ți scria. Eu așa țin minte. Nu? Stai să mă uit. Nu văd de cameră, stai. Zice ceva? Eu nu văd. Asta e. Redstone, e bine. Suntem bine. Redstone nu e un semn de diamant? Nu? Eu așa știu. Dar pe Minecraft 1, 2, 1, 3, 1, nu știu, 7. Nu? Nici măcar 1. Bă, nu mai am pickaxe, fac. Ei bine, atunci se pare că vom merge acasă necâștigători. Ieșim frumos, mai luăm niște lemn. S-a făcut zi, nu prea, mai punem un... Ia, uite mă, că se aude de aici, din peștera asta. Aici am pus torți, aici nu are ce să mai vină, nu? Opa, dar de unde se mai aude? De aici? N-are cum. Acum n-are cum, sigur. Mai e un pic noapte, aici... Opa. Aici ce-am pus la făcut? A, mai multă mâncare, perfect. Mai am mai rar, mai am, cum să n-am. Cred că... ar fi cazul să ne luăm lucrurile, să plecăm? Nu prea cred. O să pun o torță așa. Nu știu ce să zic, adică nu prea am destule resurse. Cred că o să mai stăm ceva pe aici. Adică din primul episod suntem deja echipați full iron, pot să zic așa. Avem unelte de iron. Bă, deci hai să vă explic. Hai să vă arăt așa pe final de episod ce vreau să facem. Efectiv eu vreau să mergem pe marginea, aia de acolo. Stai să ajung până acolo. Bă, la sigur nu-i spawn-ul. Nu are cum. Bă, și cred că o să trească să fac și niște poduri foarte fancy, că mă enervează să merg prin apă așa, știi? Mai mulți porci, nu o să-i omorâm, o să ne facem ce noi ceva ferme. Știi, și să ne facem aici, frate, mare casă, uite, așa mergi frumos pe aici. Și să avem mare casă pe apă, așa, mare vilă. Adică nu pe apă, adică aici, știi, pe margine. Și să avem ferme, să avem enchanturi, să avem, nu știu, din aia villager, să faci trade, fermă de iron, habar n-am, toate nebuniile din lume, pentru că suntem în Minecraft și poți face orice în Minecraft. Dai să-mi salvez și eu coordonatele astea undeva și să-mi salvez și coordonatele de la căsuța aia, căsuță, mina aia. Foarte important să știi unde ai totul alea pus, știi, dar în caz că mori, na. Bă, ceea ce trebuie să fac un pod, pronto. Bun. Adică vreau totul să fac foarte mișto cu coarță, așa, știi, totul să aibă o temă albă. Stai că nici n-am ajuns și m-am pierdut. Nu vreau să fac totul din lemn, o casă pătrată, vreau să fac foarte, foarte tare. Deci asta cu sugar cane la torțele astea. Perfect. Facem și aici un SS. Bun. Și fraților, aici vom încheia și noi acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Aș aprecia foarte mult și da, eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!